În cele 1.000.000 de hectare prevăzute a fi înviguite și desecate până în 1965, se vor înscrie și aceste pământuri din regiunea Galați. Însuflețiți de chemarea partidului, colectiviștii din raionul Filimon Sârbu, care a efectuat de la începutul anului și până acum 500.000 de ore de muncă voluntară, execută lucrări de înviguire pe o lungime de 20 de kilometri. Astfel vor fi scoase de sub primejdia inundațiilor circa 4.000 de hectare teren. În cinstea Congresului Partidului, la Galați, un nou cargo românesc de 4.500 de tone, destinat transportului maritim, a fost lansat la apă cu 40 de zile înainte de termen. Vasul, dotat cu aparatură modernă de navigație, este a 496-a comandă lansată la apă de șantierele navale Galați. O nouă fabrică de pâine a fost dată în folosință în orașul Constanța. În cinstea Congresului Partidului, moderna fabrică a început să producă cu întreaga capacitate, cu 20 de zile înainte de termenul stabilit. Îndeplinirea planului lunar cu 105% și obținerea de însemnate economii sunt primele realizări ale noii fabrici, a cărei producție zilnică depășește 5.000 de kilograme de pâine.